numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărim, ție, Dumnezeule, îți mulțumim. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite fiile voastre, încheiem un an și vil cu această Sfântă Liturghie, act de supremă mulțumire pentru toate darurile pe care le-am primit în acest an, pentru darurile personale, darurile comunității noastre, darurile bisericii locale, darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste întreaga biserică și lume. Îi mulțumim pentru că El a continuat și continuă să-și arate fața sa. Îi cerem iertare în același timp pentru tot ceea ce ne-a lipsit nouă ca răspuns la aceste acte de iubire a Lui. Îi cerem iertare pentru toate lipsurile noastre în care noi n-am fost la înălțimea demnității și chemării noastre. Pentru a celebra cu vrednicie acest act de preamărire, act de cerere de iertare, acum ne recunoaștem păcatele, pentru ca, ascultând cuvintele sale și chemarea sa, să continuăm să-L căutăm pe El, Dumnezeul nostru. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Era persoane de bună voluntate, slăudamus, ne vernicimus, ne adoramus, ne glorificamus, ne granțe sanjumus, ne iubitorul. Domnule Deus, să reșește, să ne-a sumat, Domnule Deus, să ne-a sumat, Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai voit ca nașterea Fiului Tău să se afle începutul și desăvârșirea legăturii lui Dumnezeu cu omul. Dă-ne, te rugăm, harul să facem și noi parte din moștenirea lui Hristos, Domnul, căci în El se lășluiește mântuirea întregii lumi. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Copii, este ceasul de pe urmă. După cum ați auzit, vine Anticrist, iar acum au apărut mulți anticriști. După aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri, pentru că dacă ar fi fost de-ai noștri, ar fi rămas cu noi. Dar trebuia să se arate că nu toți sunt de-ai noștri. Dar voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și cunoașteți cu toții. Nu v-am scris pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și pentru că nicio minciună nu este în adevăr. Cuvântul Domnului. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Cântați-i Domnului un cântec nou, cântați-i Domnului toți locuitorii pământului. Cântați-i Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să voiască marea și tot ce cuprinde ea, să se bucure câmpiile și tot ce este pe ele, să tresalte de bucurie toți copacii pădurilor. Cerurile și să se veselească pământul. Să se bucure în fața Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele în adevărul său. S-a făcut trup și a locuit între noi. Celor care L-au primit le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul n-a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el și a strigat zicând, acesta este cel despre care v-am spus, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea lui har după har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, cucernici părinți, dragi credincioși! Un grup de vreo 6-7 tineri, după multe peripeții, după multe greutăți și încercări, au reușit să ajungă aproape de unul din vârfurile muntelui Himalaya. Erau osteniți, erau înfometați, toți se uitau la ei după ce au avut o grea furtună, se uitau la ei, ce mai avem cu noi? Ei, au zis, mai avem ceva mâncare, ne mai descurcăm noi. Dar unul dintre ei a strigat, dar jurnalul îl avem? Și au spus așa, e bine să nu pierdem jurnalul, pentru că ori nu ne mai întoarcem toți acasă, ori nu o să putem povesti niciodată oamenilor despre aventura și inițiativa noastră, dar poate vreodată va găsi cineva jurnalul și va ști istoria acestei aventuri. Jurnalul. Aveți jurnalul? Da, noi știm că Dumnezeu ne ține un jurnal al nostru pe care o să ne-l arate la sfârșit și ne-ar plăcea ca acel jurnal să ne fie favorabil. Dar pe de altă parte, noi înșine, fără să-l scriem poate, avem un jurnal al nostru, al întâmplărilor vieții, al trăirilor personale
iar în cazul nostru din seara aceasta, al vieții noastre comunitare, pentru că noi nu suntem creștini singuri, izolați pe o insulă, ci suntem împreună. Zi de zi sau poate săptămână de săptămână ne vedem, ne susținem în viața de credință și mergem mai departe. Tocmai de aceea, iată, acum azi, la acest final de an 2014, aruncăm așa o privire în urmă. 2014, 365 de zile, 8700 de ore, 525.600 de minute. Unități de măsură, o să spunem noi. Dar fiecare dintre acestea, fie că e o zi, fie că e un minut, în ultimă instanță, este un dar. Nu noi am cumpărat timpul, nu noi am cerut timpul, nu noi am ales timpul. De fapt, nici nu știm ce este timpul. Timpul trece sau noi trecem? Da, e adevărat că există această istorie a lui Dumnezeu, care o numim veșnicie, care la un moment dat devine comună cu a omului. Dumnezeu își creează omul și nu știm cât de când și până când va mai fi, dar există această tangentă dintre viața lui Dumnezeu și viața omului. Noi mergem, trecem, nu mai suntem cum a fost anul trecut pe vremea aceasta, toți suntem mai schimbați, mai maturizați, mai îmbătrâniți, poate puțin, dar suntem altfel. Semn că trecem, semn că înaintăm. Dar întrebarea care s-ar pune ar fi și altfel, poate. Ce am făcut noi cu acest dar al lui Dumnezeu? Pentru că este în mâinile noastre, din fericire. Putem compara timpul cu focul. De ce? Cu focul putem face foarte multe lucruri bune. Ne încălzim mâncare, ne pregătim, ne încălzim, ne luminăm și așa mai departe. Dar tot cu focul putem face, sau se pot întâmpla, o grămadă de rele. Câți oameni n-au murit din cauza focului, câte lucruri nu s-au pierdut din cauza focului și așa mai departe. Cam la fel ar fi și timpul. Noi cu timpul putem face minuni. Putem face într-o zi lucruri excepționale care să schimbe viața noastră, să schimbe situația unui vecin, să schimbe o instituție și așa mai departe. Cu un minut doar se pot face minuni. Iisus într-un singur minut l-a iertat pe tâlharul din dreapta și s-a mântuit. Dar în același timp, cu timpul nostru pe care îl avem, putem face o grămadă de rele. Putem să ne osândim într-un minut. Putem să pierdem timpul. Putem să facem rău altuia cu timpul nostru. Putem să gândim o mulțime de nenorociri într-o perioadă de timp. Iată așadar, aș vrea să spun că noi suntem mânuitorii timpului nostru. Facem ce vrem cu el, pentru că avem și libertate. În această seară aveam o libertate să fim acasă, să ne odihnim pentru la noapte sau să fim în biserică aici. Iată timpul pe care, sau această oră din 2014, am ales să o trăim aici în biserică. Pe de altă parte, nu noi am ales timpul, nu am ales momentul în care să intrăm în istorie, adică în această fărâmă de veșnicie în care avem privilegiul de a fi ființe vii pe pământ. Dumnezeu ne-a trimis în timp, suntem lucrarea Lui, suntem trimișii Lui, suntem creaturile sale. Dar ne-a trimis în timp ca noi să ne pregătim veșnicia. Dumnezeu putea să spună, sunteți oameni, v-am creat, dar mi-e milă de voi și toată lumea în paradis. Nu, paradisul se câștigă în timp. Am primit această viață pentru a ne obține paradisul. Am primit această viață ca noi să lucrăm pentru mântuirea noastră. De aceea e frumoasă viața creștină, pentru că noi lucrăm pentru a obține ceva care este, de fapt, până în final, tot un dar al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu putem opri timpul. Avem rare ori clipe minunate de fericire care am vrea să nu se termine niciodată. De s-ar mai lungi, de ar fi mai lungi acele zile frumoase. Mă gândesc la ziua de 17 mai, o zi admirabilă. S-a terminat foarte repede, nu?
o zi care ne-am fi dorit să fie o săptămână măcar. Tocmai de aceea timpul trece pe lângă noi, dar noi să nu trecem pe lângă timp, să facem din el tocmai un instrument. Dintr-un dar al lui Dumnezeu putem face un instrument excepțional. Cu greu trec zilele în care suntem bolnavi. Ce luni sunt zile și ani pentru un deținut. Ce luni sunt câteodată cele 8 ore de muncă și care noi am vrea să treacă cât mai repede. Ce lung e timpul de așteptare pentru cel drag care nu mai vine. Am văzut multe persoane care așteaptă cu nerăbdare ziua pensionării. E curios, nu? Parcă așteaptă să îmbătrânească, nu? Chiar ieri eram în vizită la 2 pensionari și spuneau ei că se bucură că au ajuns 84, respectiv 83 de ani, dar e cam greu puțin, însă au o libertate mare pentru sufletul lor. Mi-a plăcut această expresie. Am o libertate mare pentru sufletul meu. Sunt și momente cum ar fi schimbarea anului în care ne dăm seama că timpul merge pe lângă noi. Iar vreau să subliniez ce valoare poate avea doar o oră. O oră e nimica toată, vom spune, are doar 60 de minute. O risipim așa de ușor, o pierdem în lucruri inutile sau o folosim pentru a face rele. În câteva minute se poate comite o crimă. În 20 de minute se poate face un avort. În 3 secunde se poate rosti o înjurătură. Durează doar o clipă să lovești obrazul vecinului tău. Privirea piezișă și dușmănoasă durează doar o fracțiune de secundă și lista ar putea continua. Și totuși, câte lucruri minunate nu se pot face într-o oră. O oră, cum spuneam mai devreme, poate să schimbe viața, destinul, ba chiar și veșnicia. Tâlharul din dreapta lui Iisus pe calvar s-a mântuit în câteva clipe. Nu a avut nevoie de ani întregi. Poate multe destine s-au schimbat într-o clipă. Tineri care s-au văzut, s-au îndrăgostit la prima vedere, au trăit apoi o viață împreună. Un tânăr impresionat de un gest frumos al unui preot sau de un cuvânt a luat decizia pe moment de a fi și el ca acel preot. Să participi la liturghie durează doar o oră. Să speli rana bolnavului durează 10 minute. Să faci pomană durează câteva secunde, cât bagi mâna în buzunar și scoți un bănuț. Să spui un Tatăl nostru durează 15 secunde. Să mângâi un mâhnit durează puțin. Întinzi mâna binevoitoare și îi mângâi fruntea sau obrazul. Un zâmbet durează și mai puțin, dar face bine și vindecă răni. Iată așadar, aș vrea ca seara aceasta să fie o scurtă reflexie asupra timpului pe care, iată, îl conștientizăm mai bine la schimbarea anilor. Și acum aș vrea să revin puțin asupra anului 2014 pentru noi, cei prezenți acum în biserică. 2014 l-am trăit sub privirea și sub ocrotirea acestui minunat înaintaș al nostru, fericitul Anton Durcovici. Noi aici la catedrală poate am fost cei mai favorizați, pentru că l-am avut aici în fața noastră permanent, dar de câte ori intrăm în catedrala mică, putem spune că este cea mai autentică casă memorială. Acolo a slujit, acolo s-a rugat și de aceea, intrând în catedrală, putem să ne imaginăm prezența benefică și mângâietoare a episcopului Anton Durcovici. Sigur că anul 2014, nu numai pentru noi, dar într-un mod deosebit pentru noi aici la Iași, a fost și ziua de beatificare, de care pomeneam deja, o zi de har, o zi de sărbătoare și cred că, poate nu greșesc dacă spun că este cel mai mare eveniment pe care l-am trăit noi în viața noastră din punct de vedere creștin. În România, în Moldova. Am avut, iată, o șansă să fim contemporani cu această beatificare a preasfințitului Anton Durcovici și să fim printre aceia care, invocându-l, să primim și ajutorul său. Nu uităm, sigur, pelerinajele care au fost în acest an, fie la Sighet, mulți dintre dumneavoastră, fie la Cacica, la Maica Domnului, fie în alte părți ale lumii. Sigur că tot în biserica noastră aici a fost și o primiție și chiar așa, cu un aer de tristețe, trebuie să spun că parcă s-a întrerupt și rulul seminariștilor, dar sperăm în ajutorul lui Dumnezeu ca să ne binecuvânteze cu noi vocații. De obicei,
prezentam și niște numere, nu știu dacă impresionează, dar totuși vi le spun, numere ale unor sacramente, ale persoanelor care au primit sacramente sau care au plecat dintre noi. Doar ca exemplificări, au fost 67 de botezuri. Mult, puțin, Dumnezeu știe. Poate puține. Căsătorii au fost 65, dintre care, iarăși, număr îngrijorător este că 39 au fost mixte. 26 doar au fost între două persoane catolice. Au plecat dintre noi și nu mai sunt acum aici pe pământ 40 de persoane, nu toate în vârstă, din păcate. 40 de copii au primit prima sfântă împărtășanie. Parohia Iași Centru are 1487 de familii, dar dintre care, trebuie să spun, 411 sunt doar câte o persoană, sau fie studenți sau persoane singure. Total credincioși sunt 2767. Da, cifre. Eu cred că important este să, ca aceste persoane sau noi toți să fim analizați de Dumnezeu, de calitatea credinței noastre, de valoarea faptelor noastre, de importanța activităților noastre și de frumusețea implicării noastre. Sigur că aici închei cu un gând de mulțumire, pentru că totul ce s-a întâmplat, s-a întâmplat din inițiativa lui Dumnezeu, dar și cu răspunsul nostru și al dumneavoastră. Sigur, aduc o mulțumire într-un mod deosebit, pentru că noi suntem aici în catedrală episcopilor noștri. Am considerat totdeauna parohia Iași Centru ca un fel de casă unde unul dintre copii rămâne în casă părintească și rămâne cu părinții tot timpul, sub ocrotirea lor, sub mângâierea lor. Și de aceea aș vrea să spun că eu totdeauna m-am simțit așa aici, ca și dumneavoastră cred, sub directa și îndrumare, dar și ocrotire a episcopilor noștri. Cred că este un favor și mulțumesc și lui Dumnezeu, mulțumesc și episcopilor noștri. Mulțumesc părinților vicari, părintele Eugen Robu, părinte Pavel Beșleagă și părinte Cristian Bârnaț, cu care noi toți, și dumneavoastră și eu, împărțim zi de zi sau săptămână de săptămână experiențe, cuvinte, îndrumări, ajutor, rugăciune, toți împreună. Așa am fost noi, așa a vrut Dumnezeu, să fim această echipă. N-am corespuns, poate, suficient tuturor așteptărilor, probabil, dar mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, o echipă, cred eu, bună, o echipă care să vă vină totdeauna în ajutorul dumneavoastră. Și aș vrea să mulțumesc, într-un mod deosebit, celor care se implică fără rezerve. Mai întâi corurile, corul mare, care ne încântă și în seara aceasta. Am făcut un calcul. Aceste persoane care vin la cor, cam 200 de ore trebuie să participe la repetiții pe an, plus încă 70 de ore în care cântă, deci cam 11 zile acești oameni permanent sunt în zi și noapte, 24 din 24, sunt în slujba bisericii și a lui Dumnezeu. Nu-i ușor, fiecare are familie, fiecare are casă, fiecare are servicii, totuși aceste persoane merită toată mulțumirea și admirația noastră. Sigur, același lucru se pot spune și despre corul tinerilor. Aș mai mulțumi acelor persoane care, undeva într-un colț al Iașului, necunoscuți de nimeni câteodată, vin zi de zi sau săptămână de săptămână și aici, în colțul capelei de adorație, rămân aici. S-ar putea ca Iașul să fie apărat și susținut de Dumnezeu și datorită acestor rugăciuni în tăcere și singurătate în fața lui Iisus. Sunt, cred că vreo 50 de persoane, eu mai aștept și altele, care vin și rămân o oră cu Iisus. M-am gândit că au fost cel puțin 3.000 de ore de rugăciune în fața lui Iisus. Nu-i puțin, nu-i nimic, ci este, eu cred,
un mare dar pe care ni l-au oferit aceste persoane, nu numai lor, dar întregii comunități, pentru că prin rugăciunea lor ne susțin pe noi toți. Aș mai mulțumi la multă lume. Sper să, dacă aș face o listă, aș uita pe mulți. Mai mulțumesc la celor persoane care în fiecare zi vin la biserică. Eu, ca preot, m-am întrebat de multe ori, dacă n-ar veni acele 40-50 de persoane în fiecare zi la biserică, cu cine aș face o slujbă? N-au nicio obligație să vină, nu? Și totuși, împreună ne rugăm. Este, aș putea spune, un fel de nucleu al comunității care susține rugăciunea permanentă în biserica noastră de aici, din centru, din Iași. Mulțumesc de asemenea tuturor persoanelor consacrate. Am vrut să închei cu ele pentru că am intrat în anul vieții consacrate, un an special, și pe teritoriul parohiei noastre sunt 4-5 comunități de surori și călugări care ne susțin sau împreună ne susținem în slujirea noastră. Sunt frații școlilor creștine, surorile Providenței de cu grădiniță, surorile Fiicei Fecioare Maria a Providenței de la Căminul de Bătrâni, surorile Congregației Oiezu și surorile care slujesc aici la Episcopie, Surorile lui Hristos, Marele Preot. Eu cred că fiecare, și vreau să le felicit pentru oferta și dăruirea lor, fiecare și în acest an care va veni, va avea un cuvânt de spus în a edifica sau în a ne edifica pe noi toți în slujirea mai curâvnă, mai disponibilă și mai frumoasă a lui Dumnezeu. Mulțumesc tuturor din toată inima și vă doresc tuturor un an nou cu bine. Lăudați să fie Iisus Hristos! Frăților prea iubiți, peste câteva ore se va sfârși anul și va începe un an nou. Să mulțumim lui Dumnezeu, dătătorul tuturor darurilor. Să mulțumim prin Iisus Hristos, Cel care a venit la noi, prin Preacurata Fecioară Maria. Și să-L implorăm pentru biserică și pentru lumea întreagă. Doamne, Stăpânul vieții și al istoriei, revarsă asupra noastră roadele răscumpărării și rămâi mereu cu noi în Sfânta Euharistie. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-ne pașii în sănătate și pace ca să împlinim voința Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și în anul care va veni putere de muncă și ferește-ne de orice rău sufletesc și trupesc. Te rugăm, ascultă-ne! Prin întruparea Fiului Tău dăruiește-i bisericii puterea de a se reînnoi neîncetat. Dăruiește-le tuturor popoarelor harul să trăiască în bună înțelegere și să se poată dezvolta în dreptate și pace. Iartă-ne toate greșelile săvârșite în acest an și dă-ne harul ca în anul ce vine să te slujim cu mai multă generozitate. Primește în fericirea fără de sfârșit pe toți aceia pe care în acest an i-ai chemat la Tine. Dumnezeule atotputernic și veșnic, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Regina Cerului și a Pământului, patroana noastră,
în mijlocirea Sfântului Iosif, a fericitului nostru Anton Durcovici, dă-ne, te rugăm, lumină și putere, pentru că, mulțumindu-ți pentru darurile pe care le-am primit, să beneficiem de noi daruri în un an care se apropie, să fim astfel mai aproape de tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii și al păcii, dă-ne, te rugăm, harul să aducem în această jertfă cinstea cuvenită maestății tale, și prin mijlocirea, prin participarea la Sfintele Taine, să fim tot mai uniți în credință și iubire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor locul este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Turmii misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru ca în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, proclamăm imnul măririi tale cântând fără încetare.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roadă Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele. Și binevoiește-a dă pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, să intri sub acoperul meu, aș spune numai un cuvânt,
Să ne rugăm! Doamne, poporul Tău este călăuzit în drumul Său de feluritele ajutoarele providenței Tale. Dăruiește-ne cu bunătate și acum și în viitor, pentru ca bucurându-ne de bunurile trecătoare de care avem nevoie, să căutăm cu mai multă încredere bunurile veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Adunăm acum, la sfârșitul celebrării Sfintei Liturghii, tot gândul nostru de mulțumire și recunoștință a fiecărui în parte pentru toate darurile primite, așa cum le-am auzit în parte, prezentate de Părintele Paroh. Sunt atâtea lucruri pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și atâtea persoane cărora trebuie să le spunem mulțumesc. Pentru toți implorăm acum de la Dumnezeu să primească rugăciunea noastră de mulțumire, de laudă și reînnoirea făgăduințelor noastre pentru nou an, cântând Te Deum. Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim. Toți îngerii, cerurile și toate puterile, mânăgăietorul.
al Tatălui. Cește-ne să fim numărați printre sfinții tăi, în slava ta cerească. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Să lăudăm și să preamdăm să întâlnești. Binecuvântat ești, Doamne, întăria cerului. Și lăudat și mărit și preamdăm să întâlnești. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să ne rugăm,
Dumnezeule nesfârșit de îndurător și infinit de bun, primește mulțumirea pe care poporul tău ți-o aduce pentru darurile primite. Te rugăm, stăruitor, să-l faci mereu părtaș de noi darul și astfel să-l pregătești pentru răsplata viitoare, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Încredințăm Preacuratei Fecioare Maria, Tatăl mulțumirea noastră, ca să o prezinte înaintea Părintelui Ceresc, pentru ca noi să putem beneficia de acel dar al Său fără încetare. Este mama noastră, ocrotitoarea noastră. Și spunem împreună, Îngerul Domnului a vestit Mariei. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem veșnicile făgădințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, da. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu. Luminează-mă, păzește-mă, păzește-mă și urmește-mă pe mine, ca să nu te dezastie prin mila de Dumnezeu. Domnul să rămână cu noi, să primească rugăciunile noastre, să ne ocrotească. Vă dorim la sfârșitul anului să aveți această bucurie a împlinirii voinței sale și să intrați în nou an cu un nou curaj, cu o nouă speranță, spunându-vă tuturor anul nou cu adevărată bucurie și sănătate. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa nemărginită a alungat întunericul din lume prin întruparea Fiului Său și prin nașterea Lui glorioasă, a umplut de lumină această zi preasfântă, să alunge de la voi întunericul păcatelor și să reverse asupra inimilor voastre lumina virtuților. Amin. Hristos Mântuitorul, care a voit ca marea bucuria nașterii sale să fie vestită păstorilor de către un înger, să vă umple cugetele voastre cu bucuria sa și să vă facă vestitori a Evangheliei sale. Domnul să rânduiască în pacea sa zilele și faptele voastre, să vă împlinească rugăciunile aici și pretutindeni, iar la sfârșit să vă dăruiască harul să ajungeți cu bine în viața cea veșnică. Amin.
și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Bun.